Ziua Mondială de Luptă împotriva Accidentului Vascular Cerebral a fost marcată astăzi în Senatul României, la Comisia de Sănătate din cadrul Senatului, printr-o dezbatere la care au luat parte 10 membri ai Parlamentului, alături de reprezentanții altor instituții din sistemul de sănătate, de mediul profesional și de reprezentanții pacienților din România. Accidentul vascular cerebral constituie o problemă majoră pentru sistemul de sănătate din România, a doua cauză de mortalitate, atât la femei cât și la bărbați. Și spunem acest lucru în contextul în care 80% dintre accidentele vasculare cerebrale pot fi prevenite. 10 factori de risc, printre care aș menționa nutriția, sedentarismul sau obezitatea sau fumatul, 10 factori de risc așadar sunt responsabili pentru 90% dintre accidentele vasculare cerebrale. Deși este atât de ușor teoretic și practic să prevenim un accident vascular cerebral, cu toate acestea, iată, în România, incidența bolii, numărul total de cazuri, mortalitatea se află la cele mai înalte cote din Uniunea Europeană. Este evident că alături de nevoia organizării sistemului de îngrijiri pentru pacientul care a suferit deja un accident vascular cerebral, avem nevoie de un plan coerent pentru prevenția accidentului vascular cerebral. Spuneam că sunt 10 factori implicați în 90% din cazuri, iar mulți dintre acești factori sunt implicați și în apariția infarctului miocardic, de exemplu, în apariția bolii Alzheimer sau a multor forme de cancer. Cu alte cuvinte, unul dintre obiective ar fi targetarea acestor factori de risc din toate aceste perspective, nu doar din perspectiva riscului de accident vascular cerebral. În același timp, avem nevoie de planuri coerente pentru controlul hipertensiunii arteriale, factor de risc major pentru accidentele vasculare hemoragice și, foarte important, având în vedere ultimele evoluții tehnologice, avem nevoie de o inițiativă pentru screeningul fibrilației atriale la persoanele cu vârsta mai mare de 65 de ani din România. Screeningul fibrilației atriale, urmată de identificarea celor care suferă de această boală și administrarea tratamentului anticoagulant modern, toate aceste elemente sunt în măsură să prevină apariția unui accident vascular cerebral, cu beneficii la nivelul persoanei, la nivelul familiei, care nu va fi nevoită să-și petreacă o mare parte din timp având grijă de o persoană cu dizabilități, dar și la nivelul întregului sistem de sănătate, care în acest fel va economisi resurse și le va putea dirija, de ce nu, spre activități preventive.